Salutări din București și bine ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius iar pentru cei care nu știu acest canal, pe încă ceva găsiți discuții aprofundate pe tema Game of Thrones, recenzii la filme și seriale, discuții în entertainment, podcasturi în entertainment și ocazional recenzii de carte. Ia avem o recenzie de carte, carte inclusă în sondajul cu ce cărți ați vrea să mai facem, la care ați vrea să mai facem review, a câștigat Witcher, dar dată fiind situația actuală, cred că asta e puțin mai potrivită. E vorba de nimic altceva decât 12 Rules for Life, 12 reguli pentru viață, An Antidote to Chaos, un antidot împotriva haosului, de Jordan P. Peterson. Așa că fă să-mi pierdem tipul, haideți să începem! Cartea apare acum 2 ani și apare în urma unui mai multor, mai scandal în care Jordan P. să este implicat. Este judecat de foarte mulți ca și un uh, promovator al valorilor drepte de extreme a naziștilor, deși el nu este absolut deloc așa. El este de fapt un profesor de psihologie din Toronto și este de asemenea un tip care a publicat pe YouTube extrem de mult. Dacă, uitați, dacă căutați pe YouTube Jordan P. Peterson, veți găsi enorm de multe interviuri, veți găsi foarte multe dintre seminarile lui, dintre cursurile lui de asemenea și veți întâlni foarte multe debate-uri pe tema asta. Omul scoate o carte, în schimb, acum 2 ani. Scoate acest 12 Rules for Life. Iar cea mai bună introducere că o face chiar el în introducere, în prefața cărții, în care spune de ce a făcut chestia asta și nevoia pe care a simțit-o de a contextualiza aceste 12 reguli. Sunt 12 reguli pe care le-a contextualizat în urma a peste 20 de ani de practică ca și psiholog terapeut. Nu o să vă spun care sunt cele 12 reguli, pentru că asta ar fi aberant. Ar trebui să citiți cărțile pentru asta. O să vă dau două exemple. Exemplu, una este fă-ți curățenie în cameră și a doua regulă este să fii prieten cu cei care îți vor binele. Îți spune nu zău. Pe bune, astea sunt reguli pentru viață. Ideea este că de foarte multe ori în spatele acestor afirmații foarte simpliste de genul fă-ți în cameră și fi prieten cu oamenii care îți vor binele, Există niște mecanisme psihologice Regulile astea vin într-un context Asta e chestia de asta, succesul fenomenal Cartea are un succes fenomenal, de altfel Este pluri uh, milion vândută Are zeci de milioane de exemplare vândute Este adusă în enorm de multe limbi Și în continuare este un succes fenomenal în contextul actual mai ales Și veți spune de ce Pentru că în primul rând foarte multă lume crede că este o carte pentru băieți Unul la mână, foarte multă așa a publicat pentru băie Băieții au probleme Dar nu e doar pentru băieți, e și pentru fete În schimb, băieții reținează mai mult cu această carte Pentru că băieții în momentul de față Tinerii din ziua de astăzi Cei care au în jurul de 18-25 de ani Din cauza multiplii cării, mesajelor, impulsurilor despre normalitate, ce trebuie să fii tu, cum trebuie să fii, de ce trebuie să fii așa, trebuie să porți hainele alea, să te comporți în felul ăsta, să-ți placă chestiile astea, să fie celelalte lucruri. Și atunci există o lipsă de repere. Cartea asta nu face altceva decât să vină, să te ia de oriunde ne tu în acest spațiu confuz al existenței tale, să te pună cu picioarele pe pământ undeva, nu știu unde. Tu vei alege unde te pune cu cealaltă mânt și să înceapă să-ți creeze repere. În fapt, știu unde te pune. Te pune într-un loc foarte, foarte jos. Te pune într-un loc de acceptare totală. Te pune într-un loc în care tu să nu poți să-ți mai inventezi tot felul de scuze, știi? Dacă știi că asta pentru cine e, Că asta e pentru toți oamenii care spun e vina altcuiva. Că ți, când ți se întâmplă ceva, e vina altcuiva. Nu e vina altcuiva. Meritul sau vina da. mi-a plăcut foarte mult ce a făcut Jordan P. Pearson în cartea asta și aș mai fi adăugat eu vreo trei din propria mea experiență, dar eu nu sunt un psihiatru sau psiholog-terapeut, așa că n-aș putea să vă spun la fel de bine ca el. Ce pot să vă spun este că toate regulile pe care Jordan P. Pearson le pune în cartea asta, eu le am sau încerc să le respect. Sunt niște reguli pe care, la fel, din propria mea experiență, în viață, nu le-am sintetizat la fel de bine ca el, nu le-am pus în aceeași frazare, nu le-am găsit aceeași explicații, dar cu toate, cu absolut toate, am rezonat de absolut fiecare dată, pentru că sunt reguli pe care le aplic și eu. Cea mai importantă chestie în momentul de față, de ce este foarte bună cartea asta pentru voi, mai ales pentru tineri din ziua de astăzi, este acest, această clarificare, în această ceață de marketing, în această ceață de idei, în această ceață de lucruri pe care lumea ți le spune despre cum ar trebui să fie despre ce ar trebui să fie despre cum te învață la școală, școala te învață ceva, viața dărâmă și te-a învățat te învață altceva, ajungi la un punct în care descoperi că mai exista un nivel de genul băncile. Și când descoperi toate astea și când descoperi că la un moment dat că nu poți da vina pe conspirații, că singurul om care este responsabil atât de câștigurile tale cât și de pierderile tale, ești doar tu. De fapt, Jordan P. Peterson face în 12 Rules for Life o carte despre stoicism aproape. Pentru cine vrea să știe ce înseamnă stoicii, Google-it, e un curent filozofic. Și e un curent filozofic la care și eu ader și aderam înainte să știu că există. Ideea este că pentru toți oamenii ăștia care în momentul de față se uită în oglindă și nu știu pe ce drum să o apuce, Jordan P. Peterson te învață și cum să găsești drumul la pe care vrea să o apuci. E foarte complicat. E foarte complicat să explici unui om ce ar de făcut. E foarte complicat să explici unui om care toate uneltele la dispoziție pentru a începe. E foarte greu să-l faci să înceapă. E bine, Jordan Pipir să scrie o carte, iar cât așa de groasă, o să găsiți linkul pentru a cumpăra o jos în descriere. Carte face pe tine ca și cititor, dacă ai nevoie de cartea asta, să începi. Foarte multă lume o să spună, nu am nevoie de chestia asta, eu nu vreau să fiu așa, iar eu vreau să fiu liber, vreau să fiu nu știu cum. Ă, ăsta publică niște reguli, pro, cum îi spune, ancestrale, foarte învechite, patriarhia, bla, 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 bla. Ce face el, de fapt, este să-ți spună o poveste pe care o auzi de foarte multe ori, că o auzi fragmentat. Și povestea asta a educației, povestea asta a fi corect, povestea asta de verticalitate, de coloană vertebrală, de moralitate, tată de familie, de responsabilitate. Asta e o poveste pe care, în schimb, brandurile mai ales o deformează. Pentru că trăim într-o lume, în momentul de față, în care ăsta e adevărul, din păcate, nu, brandul nu o fac intenționat. În momentul de față, cu toții căutăm aprobare, cu toții căutăm să fim integrați, cu toții căutăm să facem parte. Iar dacă, din păcate, colectivul din care facem parte este deja deformat și are niște valori morale sau niște valori neapărat morale, are niște valori care nu mai sunt congruente cu ceea ce ne-am fi dorit noi, din păcate, din frica de a părăsi acel ceva, nu luăm măsuri. E bine, Jordan P. să te că mai există sau îți arată că mai există o lume în afara acelor contexte cartea este extraordinar de bună. A spune că e o carte despre el, în primul și în primul rând. E clar că omul vorbește acolo despre ce a învățat în 20 de ani și despre ce a învățat el despre el. De foarte multe ori poveștile sunt la persoana întâi, tocmai pentru că acolo este cel mai capabil el să dea un răspuns clar asupra ceea ce a simțit. Enorm de mulți tineri, mai ales din lumea vestică, știți voi, first world problems, probleme de lumea întâi, oameni care nu mai au pe piramida lui Maslow, ei nu mai au probleme de fiziologice, nu au de siguranță, nu au de casă, au alte probleme. Și într-o lume în care tu nu mai ai problemele alea, e o problemă pentru tine pentru că nu mai înveți să faci fața acelor probleme. de e foarte, foarte, foarte important să poți să parcurgi piramida lui Maslow. Pentru că parcurgerea acelei piramide a lui Maslow te învață cum să reacționezi, cum să fii alt om, să fii om ăla. Și în momentul de față, din cauza că foarte mulți dintre noi nu mai parcurgem acea piramidă, nu mai învățăm acele reguli care vin din siguranță fizică din siguranța emoțională și așa mai departe. Dacă ar fi să o recomand cuiva, este tuturor tinerilor între 20 și 25 de ani. Aș face cartea asta must read. Aș spune că este un must read pentru tânărul de 20 și până 25 de ani. E foarte interesantă, este foarte bună. Îți va deschide noi orizonturi și îți va închide poate niște orizonturi și îți va, te va dezamăgi parcurs pe anumite aspecte pentru că te vei descoperi în să spunem așa, în cel care greșește, dar pe lângă faptul că îți arată că vezi că se greșește, după aia, în două secunde mai târziu, îți dă și o soluție pentru greșelile tale. E o carte, nu e motivațională, nu e de self-development, dar spune că este o experiență introspectivă a lui Jordan P. Pearson asupra sa, dar în același timp, analiza acelei introspecții pe tine ca și om te face să descoperi că și tu ești om de altfel. Și ca tare, știi, vei fi dispus să poate să călătorești și tu altor pe el. Vă recomand cartea asta, vă recomand cu cea mai mare cu toată dragostea din lume. E o sinteză. E o sinteză a stoicismului, dacă vreți. V-am spus treaba asta. Dacă vreți să facem un clip într-o zi despre stoicism, trebuie că o să găsiți foarte multe de online despre asta. Check it out. Cumpărați cartea. Dați-o mai departe. Dați-o unui prieten, dați unei prietene. Faceți lucruri bune cu ea. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, le mulțumesc bățelor pe aici, ne mulțumesc băților din comentarii încă ceva, nu uitați să vin clipuri foarte multe în următoarea perioadă, vă mulțumesc și până data viitoare, rămân decât să vă urez ziua plăcută, numai de bine, baftă!